Sufrageria germană este denumită și sufrageria regelui Carol I. Suntem în sufrageria germană. După cum se vede, este un spațiu la fel de elegant și fastuos, cum sunt toate celelalte în Palatul Cotroceni. Este decorată în stilul arhitectului Paul Gautreau, după regulile impuse de regele Carol I, pentru că el era comanditarul acestui palat. În ceea ce privește piesele de mobilier, scaunul pe care îl vedeți în imagine, este acoperit cu piele de Cordoba, piele de Cordoba care se afla și pe panouri. Acum, după restaurare, pe panouri se află un carton presat în papier-mâché denumit, iar pe scaune apare și cifrul regal, Carol și Elisabeta, pentru că, după cum se știe, fiecare membru al familiei regale avea un cifru care apărea de obicei pe obiectele personale, dar și pe piesele de mobilier, ceea ce pe noi ne ajută să identificăm mai bine și să atribuim aceste piese de mobilier unui rege sau altuia. Masa și scaunele, originale, provin din patrimoniul regal și sunt sculptate în lemn de nuc. Șemineul este actualmente realizat după restaurare din marmură albaneză de Muri. În epoca regală, acest șemineu nu exista, exista doar un monșarj denumit astfel, adică un fel de lift care aducea mâncarea de la parter în cadrul sufrageriei regale. Pentru a întregi atmosfera acestui spațiu, a fost expusă deasupra șemineului o pictură reprezentând copia unei scene de vânătoare de inspirație flamandă, ce poartă semnătura artistului Vasile Pop Negrișteanu. Plafonul este foarte frumos decorat din lemn de stejar cu foiță de aur. Este cel original în sensul că după restaurare a fost folosit într-adevăr lemnul, pentru că până la acel moment plafonul imita lemnul fiind realizat din Ipsos. Plafonul original, casetat, se îmbină armonios cu lambriurile și încadramentele ușilor și ferestrelor și cu panourile de papier-mâché, care au fost executate pornind de la un martor al timpului. Desenul a fost preluat ca leitmotiv în vitralii și pe frumoasele draperii vișinii. Candelabrul este cel original, vitraliile sunt nou realizate, dar respectă registrul stilistic. Un ceas pendulă din atelierul lui Henri Dasson, datat 1876, desăvârșește atmosfera de epocă.